Din data de 17 august, curent în cadrul Raionului Glodeni s-a format Comisia de Control a Instituțiilor de Învățământ din teritoriu, precum și a nivelului de pregătire pentru noul an școlar. Unul din segmentele obligatorii în cadrul finisării lucrărilor pentru noul an de studiu îl reprezintă și mijloacele antiincendiare. Mai multe informații în interviul realizat cu Constantin Tărâță, șeful secției Situații Excepționale Glodeni. Mijloacele antiincendiare reprezintă segmente de bază în cadrul oricărei instituții, cu atât mai mult importanța lor crește atunci când este vorba despre securitatea vieții copiilor. În cadrul controlului efectuat de către Comisia Împuternicită cu dreptul de a controla starea de pregătire a instituțiilor către noul an școlar, de către lucrătorii secției Situații Excepționale Glodeni, au fost depistate unele încălcări și neajunsuri în cadrul liceilor din satele Caminca, Cobani, Butești și gimnaziul din satul Iablona. Serviciul apărării împotriva incendiilor al secției Situații Excepționale Raionul Glodeni vă aduce la cunoștința dumneavoastră că până în prezent au fost efectuate controle de verificare parțial la toate instituțiile de învățământ din teritoriu. Din data de 17.08.2009 s-au format Comisia Raională de Primire a Instituțiilor de Învățământ către începutul noului an de studii, unde participă și reprezentant al Serviciului apărării împotriva incendiilor. Au fost date informații la toți primarii din teritoriu despre situația antiincendiară la instituțiile de învățământ ce se află în subordine. Totodată s-a dat informații și la Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Raionului Glodeni. În timpul controlului de verificare, la majoritatea instituțiilor de învățământ s-au depistat următoarele încălcări a regulilor de apărare împotriva incendiilor, și anume, nu sunt completate total cu mijloace primare de stingere a incendiilor toate clădirile. Nu s-a efectuat verificarea rezistenței a firelor și conductorilor electrice. Nu sunt înregistrate cu semnalizare automată antiincendiară de prevenire și stingere a incendiilor la toate clădirile. Parțial, la becurile electrice lipsesc capacele de protecție. Nu s-au tratat cu compoziție ignifugă elementele de lemn ale clădirilor. Comisia de control se bazează pe întreprinderea măsurilor de lichidare în ceea ce privește înzestrarea instituțiilor de învățământ cu un utilaj antiincendiar. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știrile TV Prim.